La ședința Consiliului Local de Vad din 25 februarie, Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va supune dezbaterii și aprobării referatul întocmit de mai mulți consilieri locali PNL, PSD și UDMR privind deliberarea din funcția viceprimarului Gabriel Ilieș, ales în funcție anul trecut printr-o hotărâre a aceluiași Consiliu. Eliberarea din funcția viceprimarului se poate face de Consiliul Local prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a 2/3 din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor locali în funcție. În aceeași ședință din 25 februarie va fi ales noul viceprimar. Surse politice susțin că postul vacantat va fi ocupat de Ovidiu Moș, PSD, știut fiind faptul că și la nivel central funcționează coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR. Rămâne de văzut pe cine va nominaliza PSD în ședința Consiliului din 25 februarie.